să legitimăm pe ăștia care vin cu barca acum. Andrei.
Merge. Puteți aprinde. Plecăm și continuăm pe live afară. Asta e clădirea, da? Ne aflăm astăzi în sala Consiliului Județean la o acțiune care se dorește a fi continuată și peste 2 ani. E vorba de Ziua Internațională a Turismului. O organizăm din două motive. Unu, pentru că este o acțiune a noastră de suflet. Am fost implicați totdeauna în proiectele vizând turismul și ne dorim ca această latură economică, până la urmă, pentru că asta este, să devină o latură foarte, o activitate economică foarte importantă în condițiile în care respectă mediul și asigură condiții optime pentru cei care doresc să ne viziteze județul. Mă bucur astăzi că multă lume a venit. Mă așteptăm recunoscut cinstit la mai multă lume. Foarte multe proiecte depuse pe dezvoltarea turismului, depuse atât de ONG-uri cât și de autorități. Astăzi asistăm împreună la o conferință care, într-un fel sau altul, se leagă cu proiectele transfrontaliere depuse pe granița România-Serbia de către Fundația Activity. Practic, acțiunea de astăzi este o acțiune care face parte în acțiunea de sustenabilitate a proiectelor finalizate de Fundația Activity. Domeniul turismului este extrem de important, atât pentru aplicanții din județul Caraș-Severin, cât și pentru ceilalți aplicanți din toată zona eligibilă a programului și mi-aș permite să reamintesc de zona eligibilă a programului. Pe partea română vorbim de județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinț, iar în Serbia de districtele Borski, Branicevski, Banatul de Nord, Banatul Central, Banatul de Sud și districtul Podunavski. Un județ cu potențial turistic excepțional, de multe, atâtea ori ni se spune, dar se fac pași destul de mici în promovare. Eu mă bucur că avem și ONG-uri care se ocupe de treaba aceasta și chiar vreau să o felicit pe doamna profesor Nadea Potoceanu pentru că se ocupă să promoveze județul Caraș-Severin. Am făcut și personal câteva proiecte cu dânsa, transfrontaliere chiar. Este o plăcere pentru mine să particip la această acțiune, mai ales că județul Caraș-Severin este un județ turistic, un județ foarte frumos. Acum nu vreau să consider cineva că ne lăudăm, dar eu consider că e unul din cele mai frumoase județe din țară și cred că așa și este. Avem și munți, avem și Dunăre, avem și câmpii, dealuri avem de toate. Avem și zone care chiar atrag deosebite și nu numai Cascada Bigger, care e cunoscută pe plan național, ci și celelalte zone care avem clisura Dunăre, avem morile de apă, avem cheile care le putem numi de la toate râurile care sunt în județul nostru, au niște chei deosebite și mă bucur din suflet că putem să promovăm județul. Din punctul de vedere a instituției prefectului și al Guvernului României, să știți că să fac toate demersurile și toate, cu toate forțele încercăm să sprijinim dezvoltarea județului și dezvoltarea până la urmă a țării. Dar cum eu sunt prefectul județului Caraș-Severin, mă refer doar la județul Caraș-Severin și să știți că toată stima și tot respectul pentru ONG-uri, pentru instituțiile care promovează județul Caraș-Severin și tot sprijinul instituției prefectului și al meu personal ca prefect îl au pentru a promova județul nostru deosebit de frumos.